Și am ajuns la prinderea brățării. Am unit părțile mânecii. Am astfel o mânecă largă de vreo 60 de centimetri, pe care a trebuit să o încrețesc la bază pentru a-i putea aplica brățara. Înainte să încep să o încrețesc, am întors-o pe spate și am tăiat de la mijlocul ei un pic în sus pentru a face această despicătură. Apoi am început să încrețesc pânza. Pentru a încreți pânza am folosit crețul de tichiriș pe care l-am prezentat într-un filmuleț anterior. Am folosit un singur rând, un singur șir pentru a încreți, pentru a forma acest încreț. Am folosit ață de jur împrejur, după care am strâns, astfel încât să obțin lungimea bentiței mele. Pentru lățime am păstrat această distanță, care este fix cât lățimea brățării mele, pentru că îmi place să fie la fel de, să aibă aceeași grosime brățara pe toată lățimea ei. În partea de jos am mai venit cu un fir, un rând de înseilat pe care l-am strâns ca să îmi fixez partea de jos a pânzei pe care va veni aplicată brățara. Așadar, pentru început, îmi așez mâneca astfel încât să încep din această parte. Brățara mi se așează cu partea aceasta, cu șinătoul acesta roșu, înspre exterior. Deci, în final, va arăta așa. Bun. Aceasta este partea care vine prinsă fix sub creț. Aceasta este marginea. Voi începe cu această margine. Pentru aceasta o întorc și îmi fixez această margine. Aici folosesc un punct simplu prin care unesc cele două părți, astfel încât să îmi iasă acea margine. După ce am fixat marginea brățării cu în urma acului, întorc acum. Okay. Și am capătul de brățară format. Capăt pe care urmează să-l introduc aici și să încep prinderea brățării imediat sub creț. Ok, hai să încercăm să o prindem. E un pic chinuitor. Vreau să fixez întâi brățara. Okay.
Peste aceasta vine introdusă în brățară. Încercăm să coasem fix pe lângă brățară și pe sub acești creți. Trebuie să îndoi capătul acesta și prind brățara, când pe o parte de brățară și o parte a creților. Începutul e un pic mai dificil până se pleacă cu brățara de aici. Și continui să cos prinzând când o parte de creț, când o parte de brățară, astfel încât brățara să-mi vină prinsă fix sub partea aceasta de încrețeală pe care am făcut-o eu. Voi continua la fel până la capătul brățării. Am mai avansat un pic cu prinderea brățării. Înainte de această metodă, la brățara anterioară, am încercat să cos pe dos, adică cu nevăzând exact unde este marginea acestui creț. Și din această cauză a apărut această distanță între brățară și creț. Motiv pentru care acum am folosit o altă abordare, și anume de a folosi această metodă de prindere. În cazul în care se folosesc se folosesc acele cutulițe simple, este ușor să se coasă pe dos și este mai ușor de parcurs în urma acului direct pe cutuliță, pentru că nu trebuie menținut un punct fix față de acest tip de încreț. Însă în această situație am preferat această metodă pentru a reuși să prind brățara fix pe lângă creț. Și continui în același mod. Am să mai opresc filmarea din când în când, pentru că cred că vreți să vedeți minute întregi de chinuială, să zic așa. Vă mai dau un pic până reușesc să ajung în capătul celălalt și apoi să vin cu prinderea pe dos. Revin. Bun, am ajuns la capătul brățării. Am prins brățara de mânecă. Acum urmează să prind din nou aceste două capete în urma acului pe dos și apoi să întorc brățara și reiau cusutul pe dosul pânzei. Am prins în urma acului și acum întorc. Okay, și avem un capăt de brățară.
Bentița aceasta folosită la mâneci, în zona Vrancei, se numea brățară. Se numește brățară. De aceasta, din acest motiv, îi tot zic brățară. Ok, și acum continuăm pe dos. Scutați-o. Verific să arate bine, să fie întinsă perfect. Okay. Am întăit capătul și acum pur și simplu acest capăt, marginea aceasta vine prinsă pe dosul pânzei, pe dosul mânicii. Sper că se vede. Pentru ața pe care o folosesc, atât pentru formarea crețului de tichiriș pe care l-am folosit la această cămașă, cât și pentru prinderea brățării, este un macrame, nu mai știu ce soi este, de la o mercerie. Are firul ușor elastic și foarte rezistent, mai ales aici la brățară și la creț, atunci când trag de fir ca să încrețesc pânza, e important să am un fir rezistent. Voi continua în felul acesta, asigurându-mă că este întinsă foarte bine brățara, până în capătul, la celălalt capăt al brățării. Am ajuns aproape de final cu prinderea brățării. Am tot întors marginea aceea pe care o festonasem un pic și am prins în continuare. Brățara pe dosul mânicii. Deci așa arată pe dos, unde am prins-o. Așa arată pe față. Ok. Urmează să mai fac aici cu roșu, să întăresc această tăietură. Probabil un feston roșu. Și așa arată brățara prinsă pe mânecă. Nu știu cât de coerentă a fost descrierea, dar sper că imaginile video să ajute. Dacă aveți întrebări, puteți să mi le adresați, puteți să mi le lăsați în comentariile de la acest filmuleț și încerc să vă răspund. Spor!